Mind Architect, powered by Europa FM, susținut de Bilca. Nu știm cum va fi lumea peste 60 de ani, dar acoperișul Bilca va rezista să o vadă. Salutare tuturor, bine ați revenit la Mind Architect. Ne apropiem de finalul acestui sezon și țin să-i mulțumesc tare mult lui Paul Olteanu că ne-a însoțit vreme de aproape un an. Salutare, Paul! Salutare, dragul meu, salutare, prieteni! Într-adevăr, un an, un an în care ne-am ne -am expus aici analizând diferite zicători, diferite idei din astea românești, lucru de care am avut nevoie, ca să facem asta, am avut nevoie de curaj exact și că veni vorba. <laughs> Despre asta discutăm astăzi. Da. E, e un lucru foarte curajos, de exemplu, pentru mulți oameni să uh, iasă în public, da, să-și exprime ideile, de câte ori ieși în public, uh, ești evaluat de ceilalți și am și vorbit la un moment dat despre cât de greu ne este nou să ieșim în public. Ții minte, Paul, când ni se spunea că, mă rog, ieșeam când în nu față luam. ca să fim pedepsiți. Da, da asta, bine. E, asta e, bine, aia am învățat după aia că pedepsa vine după. Inițial noi ieșeam în față cu deschidere și cu curaj, că tot veni vorba. Și câteodată ce trăiam după ne învăța că poate e o idee mai bună să nu ne expunem. Așa că eu cred că discuția asta e foarte importantă și episodul ăsta mie mi-e drag și mai entuziasma când ai venit cu, cu tema curajului, că e ceva ce trebuie să învățăm să reaccesăm. Exact, pentru că, hai să trecem direct la prima vorbă, norocul ține cu cei curajoși și eu cred că asta a apărut pe măsură ce oamenii vedeau că au succes făcând niște lucruri care ieșeau din zona lor de confort, Azi, a zis, o doză de noroc aici, cu siguranță, dar cred că e mai mult de atât și avem expresia asta românească, Norocul ține cu cei curajoși. Cum e povestea asta? Eu cred că are sens și, uite, aș vrea să zic o idee poate contestabilă, într-un fel, dar e o perspectivă nouă și noi asta ne dorim, să-i ajutăm pe ascultători să se gândească poate altfel la niște lucruri. Mie mi-a luat ceva timp să înțeleg că, din perspectivă psihologică și din, și din perspectiva cum funcționează creierul nostru, curajul nu înseamnă să nu trăiești frică. Curajul nu înseamnă absența fricii, că de multe ori noi asociem curajul cu o cutezanță din asta în care omul la nu simte frică. Toată lumea simte frică, e o nevoie care sute de milioane de ani ne-a ținut în viață pe noi, mamiferele, și de sute de mii de ani și pe noi, oamenii. Și mai degrabă, curajul eu aș spune că înseamnă să poți să faci ce ai de făcut chiar și atunci când trăiești frică. Apropo de vorbire în public. Să știu că trebuie să fac înregistrarea asta cu tine, să trăiesc o doză de frică, de anxietate, de a nu fi judecat, de a nu fi criticat, de a nu spune ceva greșit, dar totuși, puterea sau dorința sau nevoia de, de a mă exprima, intenția de a o face, să fie mai puternică decât e frica. Stai să înțeleg. Deci curaj înseamnă să ai un foarte bun autocontrol, să-ți domi în frică? Nu zici deloc rău. Curajul presupune autoreglare, presupune să ai capacitatea când apare sentimentul de frică, gol în stomac, nodul în gât, să poți să-ți antrenezi mintea, să-ți liniștești sistemul nervos și să faci ce ai de făcut chiar dacă apare sentimentul respectiv, pentru că mi-aduc aminte pe Oana Pelea la un curs de vorbire în public, un participant a întrebat, da, uite, eu, eu mie mi-e rușine că eu trăiesc emoții când vorbesc în public și Oana a spus că dacă n-ai trei emoții, ai fi mort. Așa că emoțiile astea sunt un lucru foarte bun. Problema noastră e că de cele mai multe ori ne controlează ele pe noi, nu noi pe ele. Adică nu reușim să ne autoreglăm, să le stăpânim, să le domolim și în momentul ăla frica sufocă curajul. Tu ești vorbitor în public de ori și cu mii de ore de experiență un truc mic, dacă se poate, măcar chestiunea asta să le -o lăsăm utilă celor care ne ascultă. Două idei, o să zic. Una e că contează foarte tare care e relația ta cu subiectul încă de mult, în sensul în care curajul se învață încă din fragedă copilărie, în momentul în care atunci când greșim, suntem încurajați să încercăm din nou și să o facem mai bine și suntem sprijiniți în procesul ăsta, nu critica sau pedepsiți. Curajul presupune să ai asocieri emoționale, cum că atunci când nu ți iese sau când te expui când ești vulnerabil, curajul presupune vulnerabilitate. Dacă nu ești vulnerabil, n-ai de ce să ai curaj, că nu apare frica. Dacă nu mă expun, dacă nu sunt vulnerabil, nu apare frica. Deci, a spune că la noi, teama de vorbire în public e o chestie pe care o învățăm. Nimeni nu se naște temându-se să se exprime în fața altora. Dacă cineva are vreo îndoială, poate să urmărească copiii, când sunt foarte mici, să vadă dacă simt că au dificultăți în a vorbi în public. După care o învățăm. Și un truc foarte, un truc. O idee, dincolo de primii ani și importanța lor în relația noastră cu curajul, o chestie care poate să ajute foarte mult în vorbire în public. Este când ai deținut o prezentare sau de vorbit în fața altora, să te conectezi interior la intenția de a împărtăși niște idei în care tu crezi și pe care le găsești valoroase, cum facem noi, de pildă, în conversațiile astea, și nu la nevoia ca oamenii să fie de acord cu tine sau să-ți aprobe ideile ca să te simți bine. Ah, Eu, într-o sesiune de terapie, am înțeles asta acum niște ani, când am, am lucrat doi ani în psihoterapie individuală. Terapeutul mi-a zis că noi putem face orice facem din două spații interioare. Din intenția de a oferi, unde nu simți frică și unde trăiești mai degrabă curaj, sau din nevoia de a primi ceva în schimb. Eu țin discursul sau fac conversația asta ca să primesc ceva în schimb. Da, e, e când asta. avem nevoie atașate, deci când vreau să primesc ceva în schimb, e, e firesc să apară frică. Vulnerabilitatea, frica de a, nu, de a nu o primi, și acolo curajul poate să ne ajute să rămânem mai mult conectați la intenția de a oferi decât la nevoia de a primi. Asta înseamnă, de fapt, ne duce către o, o zonă foarte importantă a discuției despre curaj, și uh -huh. care e trecută în vorbe astea: cel mai mare curaj e față de tine însuți. Iar tu când spui că trebuie să schimbi camerele astea de la a primi plăcere după mine, uh -huh. nu? Da, la satisfacție sau motivație, dopamina. La vorbi despre lucrurile în care crezi, da. e o chestiune de curaj cu tine. Față de cred. tine însuți. Mie îmi place foarte mult ideea asta și m-am bucurat că întrezicătorile sau între zicalele noastre se regăsește și asta, că cel mai mare curaj e față de tine însuți. Eu rezonez cu asta pentru că de cele mai multe ori curajul nostru e puternic pus la încercare când trebuie să fim onești sau să trăim conștientizări în ceea ce ne privește. De pildă, nu știu, să recunosc că pot să greșesc, să recunosc. E nevoie de curaj ca să cere ajutorul sau să faci față unui refuz. E nevoie de curaj ca să spui ce simți față de ceva și să te expui. E nevoie de curaj să-ți recunoști greșeli sau neajunsuri. Cred că mulți dintre noi auzim lista asta ne dăm seama bă, cât de greu e când greșesc în cuplu sau la birou să spun îmi pare rău. Îmi cer scuze că am făcut asta, e vina mea. Mi-a fost frică, am reacționat impulsiv. Și atunci cred că, într-adevăr, curajul ăsta față de noi înșine contează mult de tot, pentru că cere de la noi un gen de conștientizare cu care trăim și când nu e ăla la lângă noi. Eu să-mi dau seama că, bă, poate știu niște lucruri, dar mai și greșesc. Poate unii oameni mă găsesc atrăgător, dar am și persoane care mă găsesc urât. E ceva ce e greu emoțional să duri, și aș încheia ideea asta cu ceva ce, cum să zic, pentru mine contează mult. Aș zice eu așa, că dacă curajul în relație cu viața, cu alți oameni, cu experiențe exterioare, ne poate ajuta să ne maximizăm potențialul, apropo de norocul ține cu cei curajoși, că dacă te expui, sunt șanse mai mari să-ți iasă decât dacă nu te expui. Deci dacă curajul în relație cu viața ne ajută să ne maximizăm potențialul, curajul în relație cu noi înșine ne ajută să trăim autentic și aliniați cu noi, Ceea ce, Cătălin, spre finalul sezonului nostru e ceea ce eu doresc foarte tare româniei și românilor, să ne găsim curajul să fim onești față de noi înșine și în loc să trăim iluzii de astea cu țara aleasă, poporul ospitalier și prietenos, Traian și Decebal, să ne uităm în oglindă și să vedem cum suntem zilele astea, să avem curajul să confruntăm cei acolo și din conștientizarea aia poate să țesem împreună un viitor mai aliniat cu idealurile noastre. Asta e o chestie curajoasă să o spui. Știu. Este <laughs> finalul sezonului, dacă da, oamenii da. ne-au îndurat până aici. Și, da, Foarte și ne-au îndurat și să spunem că în continuare să adăugăm această informație, că potrivit noi la o audiență, lumea Europa FM care ne găzduiește cu mai de este cea mai ascultată emisiune de radio la această oră în, în România. Sperăm că am contribuit. Curajoși, ascultătorii. Pic la asta. Mai avem 30 de secunde, știu eu un minut. Dacă pui prudență lângă curaj, se mai cheamă că ești curajos, Paul? Dacă se cheamă că ești înțelept și uite, aș, aș încheia în minutul ăsta ce ne-a rămas sau în secundele astea cu o idee. Dacă curajul e accelerația, la nivel psihologic, curajul îți dă cocktailul neurochimic, dopamina, adrenalină, să faci și când ți-e frică, să te duci înainte și când e emoțional, parcă simți să te retragi. Prudența e frâna indispensabilă pentru accelerații. Un șofer înțelept are și frână și accelerație și le folosește pe ambele. Curajul de a împaria toți banii pe mână la poker, curajul de, nu știu, habar n-am, a spune orice îmi trece în cap indiferent de circunstanțe într-un context dat, nu e curaj, e nesăbuință. Și atunci curajul completat de prudență, aș spune eu că e mixul ăsta de care avem nevoie ca să luăm decizii mai bune. Deci, dacă gândim un pic înainte de a acționa, chiar dacă acțiunea asta e ieșită din zona aia de confort da. a noastră, tot la curaj se trece, nu? Frâna cu... plus accelerație. E curaj lucid. E curaj cu discernământ. Curaj cu discernământ. E foarte bine când ne-ai spus asta. Probabil că de acum înainte mai multă lume își va face curaj și eu vă îndemn să aveți îndrăzneala să ascultați explicațiile lui Paul, ceva mai lungi, mai aplicate, mai complexe decât facem noi aici, pe mindarchitect.ro, acolo e o platformă mare cu uh, o grămadă de lucruri despre emoțiile noastre, despre uh, modul în care relaționăm unii cu alții și cu o grămadă de învățături gen din alea cum ieșim în public. Uh, Paul, îți mulțumesc tare mult și îți doresc Duminică frumoasă, prieteni. Mind Architect, powered by Europa FM, susținut de Bilca. Lumea va fi altfel peste 60 de ani. Acoperișul Bilca va fi la fel ca azi.